Vă salut! V-am promis că o să vă arăt maternitatea cea nouă pe care am făcut-o primăvara asta. V-am promis că o să vă arăt și când o să am puin. Ia! Mai am aici 8 pui de la găinile de mătase japoneză. 2 sunt mai mici, au vreo 2 săptămâni, iar aceștia au 5 săptămâni. 6 bucăți. Văd că le place. Au plasă, stau pe plasă și au în acea tavă, le-am pus să aibă nisip. Acolo le mai aruncă și iarbă pe în acea tavă. Iar acolo le dau concentrat. Acea hrănitoare, mai fac ei și risipă. O să găsesc o variantă de hrănitoare în care, din care să nu fac așa multă risipă când mănâncă. Acesta este adăpătoarea. Le-am pus vitamine în apă, promotorel. Iar aceea este sursa de căldură. O rezistență care încălzește și e și un mini ventilator înăuntru care suflă aer cald. E reglată la acest termostat. Pornește la 20 și se oprește la 22,5. Puii sunt mari, acum le ajunge această temperatură. Am avut mai mulți, dar i-am dat. Au mai rămas aceștia 8. Foarte bine se comportă maternitatea. E curat la ei. Toată mizeria cade în sertar. I-am aici de câteva zile și văd că le merge bine, au luat în greutate. Acolo este un beculet care le dă lumina. Aceea este permanent aprins. Iar acea sursă de căldură pornește și se oprește în funcție de temperatura din maternitate. Aici, în această voliera, am găinile de mătase japoneză. Acela e cocoșul. Are aproape 2 ani. Găinușele sunt și ele din 2019. Găinușele și cocoșul de Sebrict. Acestea sunt toate de anul trecut, sunt inelate, cu inel 2020. Sunt din două linii diferite. Găinile sunt din ouăle de la un crescător din, mai știu, din Dolj, parcă. Nu sunt sigur. Iar cocoșelul este de la un prieten din Bihor. Tocmai ce le-am dat puțină iarbă. Aceste păsări sunt crescute afară, într-o volieră închisă. Găinile de mătase dorm aici pe buștenii ăștia, indiferent de vreme, ele aici pe buștenii ăștia dorm. Iar acestea de Sebrict se cațără acolo sus și dorm. Stinghi pe crengile care le-am pus sub cerul liber. Așa le-am crescut. Așa au fost și iernate. Le merge foarte bine, ouă bine.
Am puiuș de la ele deja. Le-am tocat aici câteva verdeață pentru pui, pui de găină și de fazan. O să le dau și la turturele, în voliera unde sunt turturele diamant și prepelițele pitice chinezești. Aceasta este Stellaria media. O mai găsiți și sub denumirea de iarba găinii. Un prieten mi-a recomandat să le dau această plantă. Le place foarte mult. Am mai găsit câteva prin curte și am tocat un mărunt să pot lua și turturele diamant, dar și prepelițele pitice. Aici am tocat trifoi, pitic, lucernă și câteva frunze de păpădii pentru puiuțe de găină și de fazan. Să vedem dacă le place. Dacă doriți să vedeți și alte clipuri cu păsări, păsări de ornament, păsări exotice, vă puteți abona la canal. O să încerc să postez săptămânal, 1-2 clipuri pe săptămână, despre păsările pe care le deschid, despre voliere, despre rana pe care le-o dau. Dacă credeți că vă sunt utile și vă puteți inspira din clipurile mele, puteți invita să vă abonați, puteți da un like. Păsări sănătoase la toată lumea, vă doresc și să auzim numai de bine.